Despre ce povestim astăzi? Despre o căsuță curcubeu. Am primit, de fapt tu ai primit. Da, am primit o căsuță de pictat pentru păsărele și am decis să o pictăm cu ce ne place nouă cel mai mult. Adică ție. Da, un curcubeu și un cer cu nori zâmbitori. Eu, de fapt, am fost o mână de lucru, m-ai luat așa ajutor ca să ne meargă mai repede și a și mers foarte repede. Da, jumătate de oră a durat. Am așa, în jumătate. Noi eram pregătite să ne petrecem o după-amiază întreagă la căsuța asta cu cubeu. Da. Dar, de fapt, a mers foarte repede. Așa e când se lucrează în tandem, părinte-copii. Da. Așa e, cel mai bine. Ești mulțumită de cum a ieșit? Da, a ieșit foarte frumos. Uite că și aici se văd foarte frumos culorile. Chiar așa ne-a și ieșit, în realitate. Speram să ne iasă frumos, dar nici chiar așa de frumos. Întâi am făcut acoperișul și fundalul albastru. După care ce a urmat? Eu m-am ocupat de decor și am pictat norișorii. Când am ajuns încă la norișori, pam, pam, pam. Asta e, avem căsuță cu acoperiș cu cubeu. Cred că și în realitate ar fi simpatic să avem așa căsuță. Da. N-am văzut la nimeni până acum. Și acum a început rolul tău. Eu m-am oprit aici. Da. Ce ai făcut? Am pictat niște norișori și un soare frumos. A, cred că te-am mai ajutat un pic, da, la soare. Tu te-ai ocupat cu soare. Da. Tu ai fost responsabilă de norișori, domnișoara norișor, și eu m-am ocupat de soare. Domnișoara soare. Și acum te las pe tine să termin, să-ți iei tu laudele și... meritul pentru finalizarea căsuței. Ce mai avem de făcut? Mai avem de făcut? Doar să o agățăm și să o dăm cu lac ca să reziste la ploaie. Da, pentru că noi am folosit culori normale, tempera luate din supermarket, cred că erau de la pictură, de la produsele de pictură. Da. Ca să reziste la ploaie, cred că trebuie să dăm cu ceva, un lac rezistent. Trebuie să ne ducem la un material de, la un magazin cu materiale de construcții să vedem dacă găsim ceva care să o protejeze de ploaie, că altfel ne trezim că ni se duce curcubeul. La prima ploaie ne curg și culorile. Da. Și cred că acum finalizezi tu. Uite, da, aici, cine a mai văzut așa norișori simpatici? Eu! Ia uite ce norișori dați cu ruși. Zâmbitori! Și să vedem la final ce super căsuță de păsărele simpatic avem. Ia uite! Mulțumită? De da. Ce ți-a ieșit? Super mulțumită! Să vedem dacă vă place și vouă căsuța noastră.